Condițiile oferite de școala din satul Cazaci, comuna Nuceț, sunt departe de realitate. Practic, plouă în sălile de clasă. Acest lucru a scos-o din minți pe Ecaterina Andronescu, ministrul educației. Cel mai rău a enervat-o pe Ecaterina Andronescu faptul că conducerea școlii nu s-a îndeletnicit să pună o clanță la ușa care dă în curtea școlii. Drept urmare, ministrul educației nu a stat prea mult pe gânduri și nici nu a ținut cont de culoarea politică și le-a mustrat atât pe directoarea școlii cât și pe primărița localității, pentru că elevii vor fi primiți pe data de 10 septembrie în condiții insalubre. Mobilierul acesta se poate foarte ușor recondiționa. Da, pentru fiecare an facem folie. Ce folie? Din aceasta. Asta este un autocolant. La mine. Da. Da. Și... Păi și când vă apucați să-i puneți? Că uitați-vă cum arată de rău. Sper că nu-i primiți așa pe cum. Nu. Nu. Acum. Dați-le bani măcar să pună față la mesele astea. Banii sunt la școli. Da, deja am cumpărat, am făcut necesarul de materiale și urmează să ne ocupăm de... Ce înseamnă urmează? Păi săptămâna viitoare. Păi de ce nu și săptămâna asta? Azi e vineri. Da, a fost și luni. Mai se zâmba. Da. Mai se zâmba. Am cumpărat, ieri au venit materialele și de luni le... Știți că noi în fiecare săptămână facem videoconferințe cu inspectorii generali. Da. Și în fiecare săptămână ne asigură că se lucrează în școli. Suntem totuși aproape în ultima săptămână din luna august. 10 septembrie înseamnă 10 septembrie. Unde-i doamna directoare? Uitați-vă, vă place ușa asta? Doamna, aș fi găsit un tâmplar și două scânduri. Copiii stau cu ochii tot timpul în ceea ce văd în școală. Și nu înțeleg cum pentru viața lor să-și dorească mai mult. Pentru că asta văd, cu asta să obișnuiesc. În curtea școlii vechi s-a început construcția unei noi unități școlare, însă aceasta a fost abandonată din lipsă de fonduri. Mai multe explicații ne-a dat edilul localității. Construcția este începută din 2007, toamnă. Avea ca termen de realizare un an, bineînțeles că s-a tot prelungit perioada contractului. În 2008, aprilie, această școală sau acest obiectiv de investiție a fost preluat de către Inspectoratul Școlar Dâmbovița, cu documentație tehnică, cu contract, cu absolut tot. Din acea perioadă știți cu toții că pe la conducerea inspectoratului școlar s-au perindat tot felul de inspectori generali din diverse partide politice. Îmi pare rău că astăzi trebuie să spun acest lucru, dar tocmai acesta a fost motivul pentru care consider eu cel puțin că obiectivul nu a fost finalizat. De atâția am fost cu clădirea asta așa. Vara anului trecut am primit de două ori câte 50.000 de lei, o sumă absolut derizorie, dacă ținem cont de faptul că școala are o valoare de 1.500.000. Și, după cum bine vedeți, de-abia am reușit să-i punem acoperișul și să realizăm zidăria, zidărie care, bineînțeles, de 5 ani începe să se degradeze, pentru că intemperiile nu au stat pe loc. Cum v-ați descurcat cu copiii, cu efectiv? Foarte greu. Așa cum vedeți, avem alături o școală veche din 1889, școală în care învață preșcolarii în două spații, în două săli de clasă, pentru că practic noi am demolat grădinița ca să putem să construim pe locația ei. Iar în alte patru clase se învață în două schimburi, ba chiar am avut o perioadă în care s-a învățat în trei schimburi pentru că aveam și clase paralele, acum nu mai avem, dar se învață în două schimburi, de la clasele a întâia până la clasa a opta. De cât bani mai aveți nevoie ca să terminați? Mai avem nevoie de 1.000.000 de lei. Problema este următoarea și chiar țin să o precizez, că s-a licitat de către Ministerul Educației și Cercetării pe un program, se numește PREț, Programul Reforma Educației Timpurii, s-a licitat o grădiniță care va avea ca locație exact școala veche, amplasamentul școlii vechi. În septembrie se pare că ar trebui să se înceapă construcția grădiniței, dacă se va termina cu contestația care am înțeles că s-a depus la CNSC. Problema este că nu o să putem să începem nici măcar grădinița atâta vreme cât noi nu am terminat școala nouă, să putem muta copiii.